o familie. Lucrul ăsta m-a impresionat și pe mine foarte mult și peste tot unde am avut ocazia am povestit. Și iată că, nu, această întâmplare atât de insolită, da, și care totuși scoate în evidență și o minunată relație tată-fică-fică-tată, dar și despre ceea ce putem să spunem că pățesc mult dintre cei care își dedică aproape tot timpul lor cărți. Nu vreau să spun neapărat că intelectualul și naturalul e un sacrificat, e un jertfelnic și așa mai departe, dar totuși uite că orice reușită în domeniul acesta al scrierii cărților are și contraponderile nu întotdeauna foarte fericite în viața de familie.